Soarta-te îndreaptă către ce trebuie să faci tu. Să nu existe doar zona de teorie. Știți foarte bine că ne străduim foarte, foarte mult să aducem în fața voastră oameni interesanți. Raftul cu afaceri. O producție a Pricers. Întrebarea era, încep în UK și la un dat ajung și în România? Sau încep în România și la un moment dat ajung în UK? Ne-am hotărât să dărâmăm, practic, tot ce am construit. Cele mai mari realizări, dacă nu cea mai mare, a fost să conving, de exemplu, membrii din familie, cum ar fi fratele meu Călin. A pornit de la ideea că sunt orădean, că sunt mândru că sunt orădean, dar în final s-a dovedit a fi o super strategie. Am și acest FOMO, știi? Fear of missing out. Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou interviu marca Uprisers. Suntem la Oradea, la Piața Nouă, un super concept în zona de Horeca, unde voi vorbi cu Dani Galea, fondatorul Piața Nouă, despre cum a început acest concept, cum s-a întors el din UK în România pentru a începe un startup, un business în România, cum și-a construit o echipă solidă în jurul lui, cum a reușit să întâmpine toate dificultățile din piață și chiar la nivel economic și cum a reușit să consolideze acest business care atrage atât de mulți orădeni, dar nu numai, să-i calce pragul și să se bucure de experiența de la Piața Nouă. Salutare, oameni dragi! Suntem iarăși la un interviu marca Uprisers, unde îl am alături de mine pe Dani Galea, cel care a creat, alături de soția lui Anca, această minunăție, că nici nu știu cum altfel să-i spun, unde găsești cam tot ce-ți dorește sufletul, poți să mănânci și să pleci fericit de aici. Dani, îți mulțumesc frumos că ai acceptat să fii alături de mine. Hai să vedem cine-i Dani Galea, omul din spatele Piața Nouă. Da, cine e Dani Galea? Păi, aș începe un om cu credință în Dumnezeu. Și zic eu că asta mă definește, un soț, un frate, un fiu, un lider. Binecuvântat să am niște oameni amazing în viața mea. Așa, pe scurt, cam ăsta sunt eu. Excelent. Dani, știu din ceea ce am mai povestit că aveați o viață bună dincolo și totuși ați hotărât să vă întoarceți în România. De ce ați hotărât să vă întoarceți în România? Da. Aveam o viață bună, cum spui tu, și viață bună din punct de vedere probabil financiar, al carierei. Ajunsesem la un punct în carieră unde ziceam, ok, care ar fi următorul pas, care ar fi următorul nivel. Și cumva activam ca intraprenor, activam ca un intraprenor acolo în organizația în care eram în UK. Și viziunea care aveam atunci ca intraprenor, din păcate, nu a avut susținere în board și m-am gândit eu, păi, dacă viziunea nu pot să-mi o îndeplinesc ca și intraprenor în organizația asta, o să încep să-mi o îndeplinesc ca și antreprenor. Mai șontâc, mai încet, dar o să ajung acolo. Întrebarea era, încep în UK și la un moment dat ajung și în România? Sau încep în România și la un moment dat ajung în UK? Și am ales ultima variantă. Zi-ne un pic cum a pornit Piața Nouă. Păi, viziunea cumva se leagă, cred că, de faptul că și eu și Anca suntem gurmanzi, iubim mâncarea bună. Aici subscriu. Da. Iubim frumosul și iubim experiențele faine. Iubim, când zic iubim, pur și simplu ne aduc bucurie. Și am călătorit mult la viața noastră și căutam în toate călătorile noastre
căutam piața nouă. Și n-ați găsit așa că ați creat-o. Nouă. Cel mai aproape cumva de ce e piața nouă, sau ce era piața nouă în visul meu, erau marile piețe din lume, știi? Okay. Din, nu știu, Londra, Barrow Market sau Bocheria în Spania, San Miguel și, nu știu, ajungeam acolo și cumva eram ca niște copii într-un candy store. Ne încărca maxim să vedem oamenii ăia faini, să descoperim produse super faine, amazing, prezentate super fine. Și asta cumva combinat cu practic ce am făcut eu în UK 10 ani. Am activat în food retail, practic. Am dezvoltat un lanț de măcelării în tot UK-ul. Practic era cel mai mare lanț de măcelării din Irlanda de Nord. Nu când l-am găsit, ci când l-am lăsat. Și cumva experiența asta cu dragostea noastră de good food și de frumos, nu știu, asta a născut piața nouă. Iar piața nouă cred că era în mintea noastră și în visul nostru 10, 12, poate 15 ani. Și da, așa s-a născut un vis frumos. Zi-mi un pic care e filozofia ta de business, pentru că pe mine asta mă fascinează la tine, nivelul de excelență pe care îl cer de la tine în primul rând și apoi de la tot ce înseamnă componenta asta de business. Și sunt foarte curios să-mi zici ce stă în spate, cum ai construit, ce ai avut în minte în momentul în care ai pus toate lucrurile astea așa cap la cap și iată piața nouă. Mie îmi place să gândesc lucrurile pe termen lung și cumva cred că asta definește tot ce înseamnă piața nouă și cred că ce va însemna piața nouă. Nu s-a adeptul shortcut-urilor și cumva totdeauna încerc să văd unde va fi pucul în 3 ani, 5 ani, 10 ani. Într-adevăr sunt obsedat de excelență și cumva poate asta pune presiune și pe mine și câteodată pe colegii mei că lucrurile care poate par să fie super bune, din punctul meu de vedere pot să fie tot timpul mai bune. Mă motivează progresul și mă motivează foarte tare să încerc să construiesc lucruri pe care oamenii și le doresc. Și am încercat totdeauna, cum am spus, să gândesc lucrurile pe termen lung și o dovadă e poate și efectiv journey-ul piața nouă de până acum. Piața nouă la început era o măcelărie cu, zicem noi, un grill atașat. Dar viziunea totdeauna a fost pentru formula aceasta extinsă. După un an de la deschidere și a fost un succes mult mai mare decât noi ne-am fi așteptat. Cumva am rezistat tentației să creștem pe acea direcție și să cumva să respect viziunea care aveam. Și ne-am hotărât să dărâmăm practic tot ce am construit, ceea ce părea un pic crazy la momentul respectiv pentru toți din jur. Am avut noroc că echipa cumva a crezut în viziune și să construim ceea ce visam sau am visat noi, piața nouă așa cum e acum. Și asta tot pe principiul că băi, contează ce construiești pe termen lung. A fost o oportunitate și am apucat. Ai atins două subiecte pe care aș vrea să le detaliem puțin. Oamenii și excelența. Da. Cum reușești să strângi lângă tine? Pentru că, spre deosebire de multe alte restaurante, deși piața nouă nu e un restaurant, dar activezi cumva în zona asta de Horeca,
ai o echipă numeroasă și niște oameni extraordinari. Cum reușești să-i ții lângă tine, să-i atragi și să-i ții lângă tine? Uh-huh. Și apoi cum reușești să le insufli ideea asta de excelență? Pentru că îmi dau seama că nu-i ușor. Chiar tu ai zis că pui foarte multă presiune și totuși ceea ce faceți aici arată filozofia asta din spate. A fost foarte greu și cred că e provocarea pe care o avem noi toți antreprenorii, să ne înconjurăm de oamenii potriviți, și oamenii potriviți în echipă pot să facă minuni. De acord. Am pornit cu, suntem un business de familie și cred că poate printre cele mai mari realizări, dacă nu cea mai mare, a fost să conving, de exemplu, membrii din familie, cum ar fi fratele meu Călin, să join piața nouă, să vină în piața nouă și să construim un nucleu de oameni fain. Călin vine din corporate banking. El cumva ajunsese unde visase. Băi, am ajuns în corporate banking, asta e the ultimate grail. Și l-am convins, băi, hai să vezi cum e viața de antreprenor. Am reușit să mai conving niște oameni cu care, la început, cu care lucrasem și care mă cunoșteau, cât de, driven pot să fiu, poate, și când îmi pun ceva în minte, încerc să realizez. Și am reușit să mai aduc niște oameni de valoare, tot la început, cum ar fi Cristi Varodi, un om super fain, super talentat, de caracter. Care a lucrat cu mine peste 7 ani, cred că, în Irlanda și m-a ajutat să deschid magazinele. El era acolo pe poziție de regional manager. Am reușit să-l aduc pe Dio, care e liderul departamentului de măcelărie la noi și el după 10 ani și tot în compania, în compania în care lucrasem. Deci ne cunoșteam deja de acolo și cred că cumva toți oamenii ăștia, cu toți oamenii ăștia șeruiesc valori comune. Și cumva construind nucleul, pe urmă a fost mai ușor în jurul nucleului ăstuia să aducem oameni asemănători, adică oameni care șeruiesc aceleași valori cumva. Și una din valorile noastre e acest commitment to excellence. Și pur și simplu, cred că lumea, oamenii fain, știi, e, cred că, și o vorbă, nu mai știu, cred că la Seth Godin sau undeva am auzit chestia asta, zicea, people like us do things like, you know, this. So, cumva, pur și simplu, oameni care se aseamănă, cumva se atrag și se adună. Și cred că a fost și important să înțelegem foarte bine care ne sunt valorile, să le trăim și să le respectăm. Și cumva, oamenii fain au simțit chestia asta și am reușit să mai atragem niște oameni superbi, extraordinari, cum e Adi, patiserul nostru, care iubește extraordinar de mult ce face, Richard, oamenii din bucătărie, oamenii de pe sală, adică vin aici și eu mă încarc în fiecare zi când văd oamenii care avem. Nu pot să zic că a fost o strategie nu știu cât de gândit. Acum începem să gândim tot mai mult și să lucrăm la asta, dar pur și simplu a fost așa, s-a întâmplat natural. Am strâns întâi nucleul și după aia, în jurul nucleului ăstuia, s-au adunat alți oameni faini. Dani, nu era pe lista mea de întrebări, dar cred, e o curiozitate personală, dar cred că o să fie utilă informația și pentru ceilalți. Cum e să lucrezi cu oameni din familie sau cum reușești să lucrezi bine cu oameni din familie? Soția ta e implicată, exact cum spuneai, fratele tău e implicat în business. Da. Cum reușiți să gestionați din nou partea de business unde presiunea excelenței există și apoi relațiile de familie care sunt o altă componentă? Da, sincer, e o provocare. Poate fi un super blessing cred că aici am avut mare noroc că oamenii din familie care îi am în jurul meu și Anca și Călin au avut realizări semnificative în cariera lor și aduc valoare mare în ceea ce fac, dar e acel blurry line între
acum vorbește Dani Galea în calitate de whatever, CEO, managing director, și acum e Dani Galea fratele sau soțul. So, cred că faptul că și ei cred în ce încercăm să facem noi aici la Piața Nouă, în viziune, în obiectivele noastre, în purpose-ul nostru, asta cumva îi ajută și ne ajută să ne disciplinăm și să învățăm să lucrăm ca o echipă performantă și să abordăm lucrurile ca o echipă performantă și să lăsăm rolurile de familie când vine vorba de business și să poate să ne motivăm, să ne încurajăm, să ne disciplinăm reciproc. E un proces. E un proces. Dar pentru mine, sincer, a fost o binecuvântare. Știu că în același timp poate să fie cea mai mare provocare, dar pentru mine a fost o binecuvântare. Și faptul că sunt oameni faini și capabili, asta m-a ajutat foarte mult și că efectiv cred în viziunea noastră, viziunea mea. În momentul în care ați început, exact cum ai spus, n-ați fost la nivelul acesta, ați crescut, da. Și e clar că pentru o echipă performantă e nevoie și de o echipă de management. Da. Cum ai reușit să faci tranziția de la un business mic, cu ghilimelele de rigoare, la un business unde există și o structură de management? Da. Cred că m-a ajutat foarte mult, cei 10 ani în UK, unde practic am pornit de la un business mic, am crescut cu business-ul, la un moment dat am fost făcut partener în business. Business-ul a fost preluat de o corporație. În corporație am învățat ce înseamnă să lucrezi într-o corporație, să lucrezi organizat, structurat, să raportezi unui board de director. Și cumva a fost foarte interesant să revii la faza de startup și să te readaptezi, dar având în continuu în minte cum arată o organizație sau cum ar trebui să arate o organizație performantă. Și atunci, cred că una din provocările mele era și e încă faptul că încerc să ard prea multe etape deodată, dar știind exact unde ar trebui să ajung, și învățând continuu, adică de la oameni faini din jurul meu, măi, asta cumva ne-a ajutat, zic eu, să consolidăm, să structurăm, să implementăm sisteme, procese. Există întotdeauna acel urge într-un antreprenor, băi, să creștem, să ne dezvoltăm, să scalăm. Eu am încercat să dezvolt și încerc să dezvolt încă mult business-ul pe verticală, ca să fim pregătiți pentru, clar vrem să creștem, clar vrem să ne dezvoltăm, dar ca să fim pregătiți pentru scalare. Am învățat foarte mult dincolo ce important e să ai un șasiu foarte, foarte solid și să construiești pe un șasiu, solid. So, da, m-au ajutat foarte mult acei 10 ani din UK. Și pe urmă, până ăștia 3-4 ani, cum am zis, particip la diferite cursuri, citesc, învăț, povestesc cu oameni foarte faini, oameni care poate au construit mult mai mult și au ajuns mult mai departe decât mine. Și curajul ăsta să întreb, că oamenii sunt faini și oamenii se deschid și oamenii îți spun și oamenii îți povestesc. Cum vezi dezvoltarea Piața Nouă? Știu că ai refuzat propuneri de francizare. Tocmai ne-ai zis că vrei să perfecționezi modelul, dar la un punct cred că va veni acea etapă în care vei zice ok, e momentul să trecem la următoarea fază. Cu siguranță. Nu știu, poate că sună un pic și lumea o să zică wow, dar viziunea pentru Piața Nouă e, și a fost întotdeauna, mă gândeam că
piața nouă ar putea să fie fresh food store viitorului. Și cum am zis, îl visam de 15 ani în urmă, cum ar trebui să arate, ce aduce bucurie în viața oamenilor și cum oamenii își doresc o experiență completă și cum mâncarea faină, frumosul, o servire impecabilă, pur și simplu poți să aducă un dram de bucurie în viața oamenilor și atunci poți să construiești chestia asta. Ai nevoie de răbdare și ai nevoie să faci lucrurile în pași corecți. Și ai nevoie cumva să te alimentezi cu cum va fi și cum va arăta piața nouă în 2 ani, 3 ani, 5 ani, dar să ai răbdarea să faci lucrurile alea care trebuie făcute acum, că vorbeam de sisteme, că vorbeam de procese, că vorbeam de nu știu, de cum învățăm să lucrăm ca și o echipă. Am început să anul ăsta să lucrăm pe obiective strategice. Am început să gândim și să abordăm lucrurile un pic diferit și în prima fază, tot pe verticală, avem un plan să dezvoltăm cumva capacitatea de producție și nu doar. E un proiect foarte, foarte fain care sperăm să ne iasă. Îl avem la cetate, în cetatea Oradea, un fel de, ia zice eu, Innovation Center acolo, care are mai multe roluri și va avea mai multe roluri. Ne va ajuta puțin și cu capacitatea de producție, dar rolul principal va fi să ne ajute să atragem talent. Va fi, de exemplu, o brutărie, patiserie, din punctul meu de vedere, iarăși, poate unică în Europa, nu știu, chiar și în lume nouă. Ne place să descoperim lucruri faine și concepte faine. O fabrică, practic, pe care vei putea să o vizitezi, să vezi totul transparent, cum se face, cum se fac lucrurile, să poți să, poate chiar să cumperi, cum se cumpăra pe vremuri, era acolo muzeul pâinii, să cumperi pâinea de acolo. Și noi suntem obsedați de produs și cumva locul ăla, din punctul meu de vedere, ne va ajuta să creștem, tenfold poate, în ceea ce privește produsul, calitatea produsului, excelența produsului. Ne va ajuta să punem sistemele și procesele și mai bine la punct, ca pe urmă, când suntem pregătiți, să deschidem un alt piața nouă. Și piața nouă, eu le zic conceptul așa cum e, ăsta de food hall, le zic mothership, ăsta, te zic un mothership din asta în fiecare oraș mare din țară și nu numai din țară. Și poate cu mici sateliți. Putem foarte ușor să desprindem departamente din piața nouă și cum să împânzim România de piața nouă și de ce nu Europa. Dar toate pas cu pas și cu răbdare. Puteai să te întorci în orice oraș din România, da. Să începi, ai ales totuși Oradea, da. Un oraș care, da, e frumos, e un oraș care atrage, da. Dar e un oraș mic, da. Raportat la, nu știu, București, Cluj, de ce nu? De ce de aici și nu invers? În primul rând sunt orodean. Ok. În al doilea rând iubesc orașul meu și oamenii din orașul meu. În al treilea rând cred în orașul ăsta și am fost super impresionat de cât de frumos a dezvoltat. Adică de fiecare dată când reveneam în țară, nu știu, zici că se schimba radical orașul. Și da, au fost câteva întrebări când am revenit în țară. Băi, Oradea e sigur? În Oradea nu prea a ieșit nimic de anvergură. Și am zis ok, mie nu-mi vine nimic în minte așa, o experiență foarte faină, să zic, sau un brand
fain, care a încercat să facă lucrurile foarte bine și nu a reușit în Oradea. Am simțit că e momentul potrivit. Orașul era, din punctul meu de vedere, și este în continuare pe un trend ascendent. Brandul de oraș e incredibil de puternic. Călătorești în țară și toată lumea, când spui Oradea, îi se luminează fața. Și în final s-a dovedit a fi, nu știu, o binecuvântare, în special în lumina ultimelor evenimente, pandemia, comunitatea ne-a susținut foarte fain, comunitatea a îmbrățișat ideea și cumva vorbeau de Piața Nouă ca și cum ar fi a lor, brandul lor, se mândresc și se mândreau cu Piața Nouă. So, nu știu, din nou, a pornit de la ideea că sunt orădean, că sunt mândru că sunt orădean, dar în final s-a dovedit a fi o super strategie. Ok. Da. Am prieteni în Cluj, spre exemplu, care vin special să mănânce la Piața Nouă. Am prieteni din Cluj care în momentul în care merg în Cluj mă sună și zic: Bogdan, treci pe la Piața Nouă și ia-ne de acolo aia, aia și aia. Și știu că ați dezvoltat inclusiv un produs, cu ghilimelele de rigoare, un concept, un serviciu prin care creați niște pack-uri pe care le livrați. Zi-ne un pic și despre asta. Cum ați gândit să țineți aproape oameni din orașe precum Cluj, Timișoara, care sunt două centre mari la o distanță similară, și cum să-i țineți aproape? Și cred că sunt oameni care nu comandă doar din Cluj sau Timișoara. Da, cu siguranță. Cred că conceptul acesta, PET, a fost construit tot pe una din valorile noastre, care e inovație și creativitate. Pur și simplu, pandemia ne-a oprit puțin și poate chiar ne-a ajutat să ne uităm puțin diferit la lucruri, la cum facem lucrurile și să ne îndreptăm spre online. Și cum îți spun că eu încerc să, și cum spuneam că eu încerc să construiesc totul pe termen lung, m-am gândit, ok, online, aveam într-adevăr clienți care ne vizitau din toată țara și am avut chiar foarte multe cereri de franciză și cu, wow, ce fain ar fi o Piața Nouă la mine în oraș. Și ne-am gândit, măi, cum am putea să aducem o bucățică de Piața Nouă în alte orașe? Mie îmi place să sunt un om foarte curios din fire, să... Conceptul în sine de pack nu e unul nou, e unul, a zice eu, relativ nou în piața din România, dar nu e nou în lume. Și eram cumva familiar cu acest concept și am zis, măi, o opțiune ar fi să livrăm în aceste cutii speciale un izolant special, folosim lână și pungi de gheață și e practic un mini frigider portabil și să livrăm produsele noastre, care oamenii noștri atât de fain le fac cu atât de mare drag, să le livrăm în la început am zis doar Cluj și Timișoara, am zis că băi, e un beta project, dar sincer, nu știu, a crescut atât de repede și atât de fain încât din beta cred că încet încet devine o direcție strategică pentru noi. De exemplu, acum Crăciunul trecut, cred că au fost aproape de 1000 de pachete care le-am trimis în Cluj și în Timișoara, Oradea, Cluj și Timișoara de Crăciun. Nu știu, pur și simplu, câteodată poate circumstanțele, nevoia te ajută să inovezi, să fii creativ. Și așa s-a născut PACT. PACT, nu știu, noi avem foarte mari speranțe, cum am zis, și pentru noi e un pariu strategic. Adică Piața Nouă ne dorim să ajungă cât mai repede și cât mai departe și la cât mai multă lume. Excelent. Dani,
cum îți asiguri tu dezvoltarea ta, atât personală cât și profesională? Pentru că e clar că ceea ce ai construit aici, ok, vine cu experiența ta odată, vine cu tot background-ul, know-how-ul la pachet, dar ceea ce vrei să dezvolți e un concept care, din ceea ce știu eu, nu mai există în România și tu ai nevoie să crești în continuare. Cum îți asiguri partea asta de creștere și dezvoltare? Sunt un tip foarte curios din fire și încerc cumva să-mi satisfac curiozitatea asta citind foarte mult. Ok. E cel mai accesibil, cel mai la îndemână. Și mi se pare amazing să poți să, nu știu, să te hrănești, să citești experiența altor oameni foarte faini care au construit lucruri amazing, călătorind și descoperind lucruri faine, concepte faine. Mă încarc și mă inspiră chestia asta. O altă valoare a mea personală și a pieței nouă e această explorare și descoperire continuă. Foarte mult învăț și mă încarc din călătorile noastre, ale mele și ale Ancăi. Și pe urmă, și special interesant, în ultima vreme am realizat că, băi, nu putem să ne oprim din învățat. Să încerc continuu să învăț din tot ce mi iese în cale. Bine, tot ce mi iese în cale sună puțin. Încerc să filtrez cât de bine pot eu sursele, dar odată ce am găsit sursa aceea credibilă și valoroasă, din care cred eu că am ce să învăț, o exploatez la maxim. Să învăț în continuu, citind continuu, încercând continuu să descoper. Am și acest FOMO, știi? Fear of missing out. Dar cumva fear of missing out, măi, e atât de mult wisdom out there, toate întrebările mele sigur au un răspuns undeva. Și încerc continuu să găsesc răspunsurile la întrebările mele care și asta tot așa am dezvoltat-o în ultimii ani, încercând să cunosc alți oameni faini. Cumva piața nouă m-a ajutat foarte mult în sensul ăsta și a fost o platformă foarte faină cumva de networking. Cred că lumea din jur, prin piața nouă, cred că ne-a cunoscut pe noi, pe mine și pe Anca, știi? Și cumva parcă chiar prindeau curaj să ne abordeze, și prin intermediul pieței noi am cunoscut și noi foarte, foarte mulți oameni faini, îl simți, faci click și pe urmă încep să, nu știu, să înveți de la el sau să creștem reciproc, să ne ajutăm reciproc, să ne sprijinim reciproc. Super. Dani, știu că ceea ce se vede e wow. E fain când povestești lucrurile alea interesante, da? Dar ați avut și momente în care lucrurile n-au funcționat chiar așa de bine. Pandemia a fost unul dintre momentele care v-a destabilizat. Ok, v-ați regrupat super rapid, adică din ceea ce am observat, ați fost restaurantul din Oradea care s-a rearanjat și regrupat cel mai repede. Hai zi-ne un pic niște lecții învățate și din momentele astea un pic mai dificile. Da. Ok. Să încerc să... Păi, ok. Prima, nu neapărat în ordinea valorii sau importanței, prima... esențialul... E ca esențialul să rămână esențial. Avem tendința, și eu sunt guilty as, să de multe ori să ne focusăm pe acel 80% care nu contează neapărat atât de mult și să pierdem din vedere acel 20%
practic, principiul 20-80, care contează, care e important. Și am realizat cât de important e să îți setezi foarte bine prioritățile și să te ții de asta și să îți cumva să îți duci și echipa în direcția aceea unde, măi, hai să încercăm să nu ne scape din vedere lucrurile importante. Că de aici vine aproape a doua chestie care se leagă cumva cu prima. Business-ul. Cumva business-ul ăsta care te face să te simți, băi, sunt important, adică fac lucruri. Și din punctul meu de vedere, cred că am învățat în anii ăștia că business-ul e cumva o formă de lene mentală. Și am învățat cât de important e să nu ne lăsăm păcălit de acest business și să creștem tot mai mult, eu personal și echipa mea de management, să ne creștem tot mai mult timpul alocat lucrurilor care sunt importante. So, astea ar fi primele lucruri. Un alt lucru care l-am învățat e cât de important e echipa, cât de important sunt oamenii potriviți la locul potrivit. E esențial în dacă vrei să construiești ceva de succes, e esențial să ai oameni potriviți la locul potrivit. Am învățat încă o chestie interesantă. Avem tendința de multe ori să zoom in foarte mult în diferite situații și să rămânem acolo zoomed in. Și să avem impresia că everything is gonna end. Totul aici se sfârșește tot. Aproape chestia asta s-a întâmplat la pandemie. Chestia asta s-a întâmplat și când am făcut extinderea și nu ne ieșeau calculele, ne dădea cu virgulă. Ne mai trebuie vreo... Păi credem că va fi vreo 200.000 toată extinderea. Stai că de fapt sunt 400, stai că de fapt sunt 500. Și cumva am înțeles că dacă reușesc să zoom out din ele, o să... You'll figure it out. Adică o să elucidez cumva misterul, știi? Nici nu știu unde am citit sau am zis chestia asta, zicea in the end it's gonna be okay and if it's not gonna be, if it's not okay, it's not the end. Și cumva chestia asta, nu știu, mă ajută și m-a ajutat foarte, foarte mult și tot mai mult să nu mă panichez în momente de criză, să înțeleg că în business te vei lovi de realitatea dură. Când a venit pandemia, de exemplu, și ne-am oprit, lumea s-a oprit în loc și am zis, now what? Ce facem? Ne-am regrupat și am trecut cumva peste, noi și mulți alții, omenirea, războiul acum, bate la ușă, de fapt, mai mult decât bate la ușă, deja ușa sa. So, o altă, cumva, un alt moment, poate de panică, poate la un moment dat de isterie generală, din nou cumva crezul ăsta că, băi, in the end it's gonna be ok, mă ajută cumva să gândesc lucrurile la rece și să depășesc momentele de dificile și de panică. Da, eu zic că cam astea ar fi lecțiile principale care... Ce-ți dorești să lași în urma ta? Mă încarcă maxim și cumva purpose-ul și de ce există și de ce existăm noi și piața nouă. Ideea asta că prin ceea ce facem noi aici, zi de zi, aducem un strop de bucurie în viața oamenilor. Și din punctul meu de vedere, dacă
nu știu, noi ca oameni, ca ființe umane, am încercat să facem maxim și cât de bine putem noi să avem un mic impact în lume, în jurul nostru, în viețile oamenilor din jurul nostru, cât de bine putem noi, ne-am făcut cumva menirea. So, da, mi-aș dori să pot să aduc eu, echipa Piața Nouă, cât mai multă bucurie în viața oamenilor. Dani, sunt așa de mulți oameni valoroși în afara țării care poate n-au curajul să se întoarcă în România sau poate nu știu ce ar putea să facă aici. Ce le-ai spune românilor care sunt plecați? Pentru că pe Upriser sunt foarte mulți români care sunt plecați în alte țări. Ce le-ai spune? Dar și eu când m-am decis să pariez pe România, am avut poate anumite rețineri și poate chiar preconcepții că mă voi lovi de foarte multă birocrație, mi-era teamă de omul cu pixul, care pur și simplu faptul că el are pixul în mână îi face să se creadă almighty. Dar au rămas la nivel de preconcepții. Am găsit în România cumva foarte, foarte multă deschidere la nou, la calitate. Cumva, zic eu că România acum e atât de însetată de lucruri de calitate, că nu știu, că ar fi servicii, că ar fi un produs, că ar fi whatever. E, din punctul meu de vedere, o super, super, super platformă. E cumva câteodată compar cu România imediat după comunism. Okay. Dacă ții minte, în anii 90 era atât de deschisă la nou. Uh-huh. Și tot ce era nou, țin minte, eram, nu mai știu, eram atunci la liceu și apăruse prima mașină de înghețată și erau cozile alea de sute. Stăteam și noi, ieșeam de la clase, de la ore și stăteam la mașina aia de înghețată și eram super impresionați ce tare putem să ne luăm înghețată la cornet. Aproape așa de deschisă e acum lumea la lucruri de calitate. So, plus că țara, din punctul meu de vedere, crește frumos. Și eu pot să zic, păi, poate să zică lumea, mă, tu stai în bula ta, Oradea. Da, Oradea, păi haideți să începem din Oradea. Why not? Dar chiar crește foarte frumos. Sunt oameni foarte faini, din punctul meu de vedere, în România. Acum, eu sunt român și normal și mă mândresc cu asta, dar sunt oameni foarte faini în România și se poate construi în România. Normal, din punctul meu de vedere, ca și oriunde, cu răbdare, cu persistență, poți să faci lucruri foarte, foarte faine în România. Noi avem în echipă, nu știu, poate mai mult de 30% din oamenii foarte faini, ziceam de Vio, după 10 ani de Irlanda, Sergiu, celălalt coleg al meu, tot așa după aproape 10 ani de Irlanda, au lăsat joburi foarte, foarte faine acolo, erau foarte apreciați în joburile lor și au venit aici să lucreze cu noi. Cristi, colegul nostru, tot așa după 7-8 ani în UK, eu cu Anca. Și avem mulți colegi care au revenit după, nu știu, 5-7 ani. Se poate, eu zic, se poate foarte mult face, construi și în România. Și România e chiar pe acel trend ascendent. Știi, nu știu, dacă faci așa o comparație cu un surfer înrăit care vrea să prindă valul. Haideți acum să prindeți valul, ăsta e valul.
Dani, mi-ar place să stau mult și să discut cu tine, dar suntem la finalul discuției noastre și aș vrea să îi lăsăm pe cei care ne-au urmărit până acum cu o idee. Care ar fi ideea cu care ai vrea să concluzionăm discuția noastră? Wow, ok. Am citit într-o carte a lui Tim Ferriss, îl urmăresc, îmi place foarte mult. Actually, recomand, guys. Tribe of Mentors, cred că era, și el în carte avea așa o chestie. Băi, dacă ar fi să transmiți ceva omenirii pe un billboard pe care să-l vadă toată lumea, ce ai spune? Dacă ești stuck sau prins în ceva ce pur și simplu nu iubești, te trezești dimineața și te duci la job-ul tău sau chiar la business-ul tău cu nodul ăla în stomac și zici, băi, e luni, băi, e marți și cât mai e până vineri, schimbă. Lumea asta, lucrurile foarte faine, brandurile foarte faine, au fost construite de oameni ca noi, ca tine. So, nu știu, mie mi se pare cumva că viața asta e un dar incredibil care ne-a fost dat și e un mare păcat să o irosești trăind-o cu, nu știu, cu vine cuvântul potrivit, dar trăind așa căldicel. Din punctul meu de vedere, ai puterea, crede-mă, să trăiești o viață super faină și să o trăiești în termenii tăi. Super, îți mulțumesc foarte mult, cu mare Dani, drag, pentru cu mare disponibilitate. Drag, apreciez foarte mult oportunitatea și cu mare drag. Și dragilor, dacă veniți vreodată în Oradea, trebuie neapărat să călcați pragul Piața Nouă pentru a vă bucura de tot ceea ce găsiți aici. Vă așteptăm cu drag.